Este oficial, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Camelia Tișe, a murit din cauza malariei. Cel puțin asta arată documentul de medicină legală. Notărița se întorsese recent dintr-o vacanță în Zanzibar, de unde ar fi luat virusul. Fiina lui Emil Boc a confundat însă simptomele malariei cu cele ale unei răceli și ar fi încercat să o trateze acasă cu vitamine. Camelia Tișe a început să se simtă rău la întoarcerea din vacanța petrecută în Zanzibar. Nu ar fi dat mare importanță simptomelor pe care le avea, iar virusul luat de acolo a ucis-o. Fosta soția președintelui Consiliului Județean Cluj a fost găsită fără suflare în casă de menajera ei. Camelia Tișe s-a întors în țară la sfârșitul lunii trecute, 30-31 ianuarie, iar de atunci a început să se simtă rău. Nu prea a povestit cu nimeni despre aceste aspecte de sănătate. Cert este că apropiații au declarat în cercuri restrânse că Camelia Tișe ar fi încercat să se trateze singură cu vitamine. S-ar fi stins pe picioare în doar câteva zile. S-a ridicat suspiciunea de malarie, având în vedere zona în care a călătorit, simptome și la care testele diagnostice efectuate la Institutul de Medicină Legală au arătat și au confirmat această suspiciune și pe certificat este diagnostic de malarie. Potrivit unor surse, Camelia Tișe ar fi refuzat să se vaccineze împotriva malariei înainte să plece în vacanța din Zanzibar. Și acum să vă luăm cu începutul. Unul la mână, când pleci în vacanță în Zanzibar, nu trebuie, sau nu trebuia, să te vaccinezi antimalarie, domnilor și domnilor, pentru simplu motiv că, în conformitate cu raportările optimiste ale zonei turistice de acolo, malaria fusese eradicată în insulă și era activă numai în Tanzania. Una peste alta, însă, malaria face ravagii în România. Românii care se întorc în destinații exotice sunt mai nou un pericol. Spre exemplu, astăzi un bărbat internat de malarie la Spitalul Victor Babeș a murit, călătorise tot în Zanzibar. De pe altă parte, în ultimele 24 de ore, la Victor Babeș au mai ajuns doi pacienți cu malarie, de asemenea, întorșele 5 din Zanzibar. Dragoș Bisticeanu vine cu toate detaliile. Dragoș? Bun găsit tuturor! Vin cu un anunț de ultimă oră despre destinația de vacanță preferată de români în această perioadă. Vorbim despre explozia cazurilor de malarie în Zanzibar provocată de țânțari. Controversele sunt alimentate de faptul că Fundația Bill și Melinda Gates s-ar fi implicat prin tot felul de programe, inclusiv legate de eliberarea unor țânțari modificați genetic pentru a eradica această boală. Informațiile vin în contextul în care în țara noastră s-au înregistrat în ultimele 3 luni 11 cazuri de malarie, fapt anunțat chiar de Ministerul Sănătății, boala apărând la pacienți care au călătorit în zone din Africa. Inclusiv decesul Cameliei Tișe ar fi fost provocat de malarie. La fel s-a întâmplat și cu un alt bărbat care a călătorit recent în Zanzibar. Tot în Zanzibar a izbucnit un adevărat scandal. Turismul de acolo este aproape de colaps din cauza penuriei de alcool. Guvernul este îndemnat să intervină. Lanțurile de aprovizionare au fost afectate și prețurile au crescut și chiar s-au dublat. În consecință, unele unități de cazare situate în apropierea plajelor au început să vândă doar băuturi răcoritoare fără alcool, iar proprietarii îndeamnă guvernul să-i ajute să rezolve situația. Zanzibar este majoritar musulman, așa că este interzisă producerea alcoolului, iar produsele alcoolice provin în mare parte din Tanzania sau din Africa de Sud. Mulțumesc mult, Dragoș, au mai rezolvat ăștia o destinație turistică. Le-a dat malarie și lipsă de alcool, s-a rezolvat și cu resorturile de 5 stele de acolo. Una peste alta, completări. Nu există vaccin antimalarie, domnilor și domnilor, nu vă mai luați după toți specialiștii, să iau niște pastile, malarone sau elochin cu câteva săptămâni înainte, cât stai acolo și câteva săptămâni după, și vă spun de la cineva care cu asta s-a ocupat foarte mulți ani de zile. Domnul Savaliuc, mă întorc la cazul tragic al fost. Ce m-a surprins pe mine este că după ce ieri a fost o zi tăcere, de tăcere, vecină cu camera, că și remarcam aseară, dacă se întâmpla în București și cu oricine altcineva, erau camerele de filmat non-stop, 24, din 24, transmiteau din oră în oră. De acolo, ieri era o liniște la Cluj, de ziceai că nu se întâmplase nimic. Astăzi, brusc, a apărut certificatul medico-legal. Așa repede să fac
autopsiile sau cum ne zice mai nou acum. Probabil că fiind o persoană importantă în județ s-a dorit să se afle care e cauza și ca s-au mișcat repede. Poate pentru un cetățean obișnuit nu se mișcau lucrurile repede, dar aici s-au dimineața mișcat. La prima oră l-am văzut eu pe Mircea Sime care avea și documentul. Este trist și tragic să mori atât de neașteptat. 47 de ani totuși, adică... O boală care nimeni să o depisteze și să ajungi într-o fază să mori fără să ai niște simptome mai grave care să te facă să mergi să te duci la medic. Malaria este tratabilă. Este tratabilă extrem de bine. E chinină. E singurul medicament pe care eu știu că ajută nu la malaria. Nu mai există tratament pentru malaria. E cel eficace. Am eu prieten care a făcut de 5 ori malaria. Toate sunt pe bază de chinină. Până natura slujbei locuiește în Africa. Și de-a lungul istoriei lui, mai mult sau mai puțin recent, a făcut de 5 ori malaria. Însă ce e surprinzător să ajungi să mori fără să ai o stare gravă, să te simți rău atât într-atât atât cât să te duci la medic. Să, poate dacă ajungea la medic în timp util să descoperea... Nici eu nu sunt un mare fan al doctorilor, dar mai cunosc câțiva dintre ei, mai sunt din când în când îi mai întreb una alta. Dar se poate apela medicul în situații de urgență și prin 112. Și nu știu dacă un medic chiar obișnuit putea să pună diagnostic. Să știți că eu cred că dacă te întorci dintr-o țară exotică și ai niște simptome, care dacă ai stat doar în România, legitim ar putea să-ți separă o febră banală, nu strică să te duci... Malaria nu prea se manifestă cu febră banală, de obicei cu febră violentă. Dar sunt unele alt tip de manifestare, dengue și așa mai departe. Și stomacale. Care, dacă ți apar după ce... Simptome care ți apar după ce ai fost într-o țară exotică, nu e exagerat să te duci un pic la spital să te verifice. Adică să stai acasă în contextul ăsta, încă o dată repet, deci dacă ești pur și simplu un om care stă în România în fiecare zi, trăiești aici, ai o febră mai mare sau mai mică, poate să nu te sperie, că e banal, dar când știi că dintr-o zonă în care poate să aibă și genul ăsta de... Știi ce m-a uimit pe mine, apropo de cazul respectiv? Că unele site-uri de știri afirmau că, conform surselor locale de la Cluj, că doamna nu ar fi suferit niște violențe, de n-a suferit niște traumatisme. Păi se traumatism. Stați un pic, domnul Dobrițoiu, deci, la africani... Deci au confirmat faptul că n-a fost bătută de bărbatul. Dar să înțelegem că... Stați un pic, suntem în două planuri diferite. Fostul bărbat, că nu mai era maritată. Tișe s-are căsătorit, are și un copil să-i trăiască cu noua lui soție și așa mai departe. Reclamația că ar fi bătut-o, Tișe s-ar fi petrecut în timpul sau imediat după desfacerea căsniciilor, când au avut un proces extrem de urât. Înseamnă că oamenii sunt otrăviți. A murit un om și spui, domne, n-au fost urme de violență. Și au repetat, era repetat. Da, și a băgat-o pe aia cu cauze medicale, la dracu, în esență, cam toți murim de tot cauze medicale. Tot la iurea, așa. Mă râs pe Ireanu. Noi, femeia asta, totuși, odată, dincolo de faptul că a fost cabinetul doar județului, o lungă perioadă de vreme cât era încă soția domnului Tiș. Nu era o troglodită. E notar public, adică nu e una cu 7 clase. Dacă dai un search pe Google, nu mai mult decât atâta, afli că malaria, repet, pentru africani, e ca gripa pentru noi, da? Te candoboară, dar îți revii dacă te tratezi. Să stai în casă și să o arzi pe vitamina C sau ce păcatele mele o fi luat de alea, multivitamine și așa mai departe. Adică, mie de asta mi se pare, repet, nu era o femeie, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni de la coada vacii care au auzit pentru prima dată în viața ei de malarie și mai ales că venea din Zanzibar, da? Și toată lumea se întreabă când te duci în Africa, băi, e vreo boală, nu e vreo boală care se poate lua? Ce să spun, eu am colegi și cunosc oameni care au chiar doctorate pe bună și absolvenți de învățământ superior, firește, care nu s-au vaccinat de COVID sau de orice altceva toată viața. Nu intră în aceeași arie. Dacă în protocolul medical pentru turismul în Zanzibar, Tanzania, zona aia, nu există, și apropo, nu există, prieteni, am fost eu în Zanzibar. Am fost și eu cu familia în Zanzibar. Dacă plec în Zanzibar, nu mă duc... Și de asta este una dintre... Deci, dincolo de peisaje, de dragi, de lași, de marea, de o culoare superbă și de plajele albe, una dintre, sau unul dintre punctele de atracție ale Zanzibarului Mareț este tocmai faptul că nu trebuie să faci vaccin antidiverse, dragi, da, nu de malarie, ci de alte maladii care se pot lua din celelalte țări africane. Deci ăsta era unul la avantaje, știi, când îți dădea preț mic,
în comparație cu altele, condiții de lux, fără vaccin și așa mai departe. Nu. Morala poveștii este că trebuie să ne interesăm foarte exact unde. Uite, de pildă, eu nu am mers în niciun, și nu am de gând să merg în nicio țară din cele pe care le-ai enumerat tu, inclusiv în India, unde am o obsesie culturală cu India, dar din acest motiv nu mă duc. Am spus că nu voi merge într-o țară unde trebuie să mă vaccinez. India este printre cele mai complicate. Exact. De adică de și India asta e o imensă cultură, nu stăm să... Și nu mă duc din motivul ăsta. Nu vreau să mă vaccinez. M-am vaccinat de COVID. Păi, dar m-am omorât. Erai fanul vaccinului de COVID și nu te vaccinezi când te duci în India. Am fost nevoit, că asta era viața. Dar păi și ce, dacă duci la Taj Mahal, ești nevoit să-ți faci vaccin. Păi nu, uite că nu prefer să nu văd Taj Mahalul. Și nici oamenii care își fac nevoile pe stradă, mă rog, asta e o altă discuție. Deși, mă rog, okay, cultural, da, poate revin. Domnule, vorbim totuși de o femeie educată, da? Nu vorbim de... Sunt mulți oameni care, îți repet, nu vreau să le dau nume, că sunt amici de-ai mei mulți, care nu și-au făcut, nu își fac vaccinuri antigripale în general, sau nu numai neapărat că se... Cred că dacă au că trebuie să se vaccineze pentru Zanzibar, nu s-a închis. Nu-i în fișa postului să-ți faci vaccin antigripal, Marius. E o chestie de opțiune. Lumea liberă cam așa e. În lumea asta de democratică, cu capitalism, cu nu știu ce. Cam așa e. Adică marea majoritatea oamenilor se vaccinează împotriva gripei, când e o... din asta, epidemie de orice, noi mai avem de lucru aici. Ce dar nu numai în lumea capitalistă, și în lumea comunistă românească. E, lumea comunistă românească. Era relativ banal până să te vaccinezi de anumite lucruri. Până la o vârstă te rezolvau cu japca, vroiai, nu vroiai. Dar la noi mai funcționează și principiul ăla, lasă, domne, că nu mi s-a întâmplat tocmai bine. Domne, da, dar stați un pic, domnul general, și pe mine, eu... Noi nu ne mai vaccinăm. Nu sunt la fel de conspiraționist ca prietenul meu Savaliu, sunt și eu pe la trei sferturi, dar încerc să mă ridic la nivel. Domne, an de zile, n-am auzit, repet, pe nimeni că a venit în Zanzibar bolnav de malarie în România. An de zile. Și har Domnului, dacă nici la noi ne ajung știrile, n-a ajuns la nimeni. Dintr-o dată, Răzvan, acum vreo 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, a ieșit doamna Simin Florescu, directoarea Spitalului Victor Babie, să ne anunțe că brusc au apărut 4 cetățeni veniți din Zanzibar cu simptome de malarie și că sunt subtratate. Și de atunci, frate, zici că s-a spart seama. Da. Zici că au fost toți cazați în același loc și au venit toți acasă. Poate s-a întâmplat ceva cu țânțăria, modificat ce... Nu vă duceți... Așa prea, dintr-o dată, atâtea cazuri dintr-o țară care colegi, era declarată fără probleme, ridică un semn de întrebare, mai ales unde s-a operat genetic cu tot felul de... Investiția masivă în turism acolo nu are nicio legătură cu localnicii. Adică nu cred că e... No. Păi nu, sunt americani, sunt europeni. Sunt și români, stai liniștit. Și bun, ca sunt așa, vreo trei resorturi. Sigur, doi erau pe goană și au nimerit în delegația domnului Iohannis, dar nu a întrebat nimeni ce caut acolo. Adică da, nu mai ajunge, e periculos să ducem pe chestia. Zanzibar este o zonă turistică importantă pentru toată omenirea asta, care e pe ciclul nostru de climă, știți? Și o cam rezolv acum, da? Domnul și domnul, fiindcă toți suntem în domeniul medical, medicul cu 20.000 de diagnostice de cancer lansează un avertisment fără precedent. Este vorba despre cancerul turbo, țineți-vă bine, care face ravagii în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Hai să-l ascultăm. There was quite a large subset of doctors who were developing extremely aggressive cancers. And cancers at an age that they shouldn't be getting. So, for example, there was a doctor who developed gastric cancer in his 30s, presented at stage 4, he was dead in less than a year. Very rare brain cancers in young individuals in their 20s and 30s, medical students, medical residents. And these cancers would always present at stage 4, and they would always kill them in a matter of a few months, and it was always less than a year. And, you know, at first I didn't know, you know, what the term for this was or what the phenomenon was. I just started, you know, really paying attention to it, tracking it. I then, you know, realized that this is being called turbo cancer by people on social media. A turbo cancer is not a medical term, but it's a term that people came up with to really describe the extremely aggressive nature of these cancers in the COVID vaccinated. And these cancers behave completely differently, unlike anything I've seen before in my career. And I've diagnosed over 20,000 cancer patients in my career. I've never seen anything like this. I've never seen stage 4 breast cancers presenting in women in their 20s. I've never seen stage 4 colon cancers presenting in men and women in their, you know, 20s, 30s. Leukemias that will kill you in a matter of days or even hours after diagnosis. Lymphomas that, again, kill you in a matter of months.
Și mister mare în jurul cancerului regelui Charles al Marii Britanii. Anunțul oficial despre boala regelui a fost făcut de Palatul Buckingham. Casa Regală Britanică a precizat că nu e vorba de cancer la prostată, fără a preciza unde este localizat, dar că boala a fost descoperită în timpul tratamentului recent pentru adenom de prostată.